Se intonează imnul național al României. Se intonează imnul național al României. Pentru rezultatele remarcabile obținute în cadrul competițiilor de gimnastică artistică, pentru talentul, pasiunea, devotamentul și profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc pe plan internațional, președintele României decretează. Se conferă ordin național, serviciu credincios, în grad de ofițer, sportivei Cătălina Ponor. Sportivului Marian Drăgulescu. Se conferă Ordinul Meritul Sportiv, clasa 3-a cu o baretă, sportivei Larisa Iordache. Domnule ministru al tineretului și sportului, domnule președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, doamnelor și domnilor antrenori și membri ai staffului tehnic, dragi sportivi, bine ați revenit la Palatul Cotroceni. Am deosebită onoare de a vă felicita pentru rezultatele excepționale obținute în gimnastică pe parcursul carierei. În semn de apreciere și recunoștință pentru modul lăudabil în care reprezentați țara, pentru determinarea și perseverența de care ați dat dovadă, vă ofer aceste decorații și vă mulțumesc pentru momentele emoționante pe care ni le-ați oferit nouă, tuturor românilor. Am ținut în mod special să vă înmânez aceste distincții astăzi, cu câteva ore înainte să plecați la campionatele mondiale de la Montreal, loc simbolic pentru performanțele din gimnastica românească. Am vrut așadar ca aceste distincții să fie pentru dumneavoastră un imbold, pentru că românii au în continuare mari așteptări de la dumneavoastră. Medaliile obținute de-a lungul timpului arată un înalt nivel al performanței sportive pe care le-ați atins prin muncă, abnegație și pasiune. Pe această cale doresc să-i felicit și pe antrenorii și pe membrii staffului tehnic care v-au fost alături atât pe parcursul pregătirilor, cât și în momentele pline de încordare din timpul competițiilor, care v-au format ca sportivi și ca oameni. Familiile care v-au susținut și v-au încurajat permanent merită de asemenea aprecierea noastră. Doamna Cătălina Ponor, ați fost de 5 ori campioană europeană la bârnă. Este un titlu câștigat cu multă muncă, cu sacrificii. Este o performanță extraordinară care denotă pasiunea, talentul și truda cu care evoluați în acest sport. V-am înmânat
anul trecut drapelul României și ați reprezentat cu demnitate sportul românesc la Jocurile Olimpice. Sunt sigur că nu vă veți opri aici și că veți aduce României noi medalii. Succes! Doamna Larisa Iordache, datorită rezultatelor pe care le-ați obținut, podiumul a fost dominat de multe ori de România la campionatele internaționale de gimnastică. Sunteți ambițioasă, puternică și pregătită. Sunt convins că medalile obținute vă vor încuraja să deveniți din ce în ce mai bună. Succes! Domnule Marian Drăgulescu, ați reușit să scrieți istorie pentru gimnastica românească. Multiplu campion, v-ați împlinit dorința de a cânta imnul României alături de oamenii din sală care au venit să vă susțină la campionatele europene de gimnastică din această primăvară. Aveți de ce să fiți mândru. Ocupați un loc fruntaș astăzi în clasamentul gimnasticii românești, clădit în mulți ani de muncă și cu multe sacrificii. Succes! Dragi sportivi, sunteți un exemplu de determinare pentru generațiile tinere și de aceea vă încurajez să rămâneți tot timpul aproape de sportul românesc. Sper că astăzi, mai mult ca oricând, într-un moment în care performanțele noastre sportive sunt mai degrabă excepții, autoritățile centrale și locale să înțeleagă acest lucru și să se aplece cu atenție asupra acestui domeniu. Avem potențialul de a reedita mari succese, însă fără un plan bine pus la punct, fără o strategie coerentă, este greu de crezut că ne vom întoarce acolo. În final, vă felicit încă o dată pentru ce ați realizat în plan sportiv și pentru recunoașterea pe care, datorită dumneavoastră, a primit-o România. Vă doresc în continuare și acum, în special la campionatele la care veți participa, mult, mult succes! Bună seara! Mulțumim, domnule președinte, pentru aprecierea pe care ne-ați acordat-o. Într-adevăr, campionatele europene a fost o competiție care ne-a făcut să ne mândrim iarăși că suntem români și că avem un sport, o federație română de gimnastică care a adus atât de multe medalii României. Mulțumim încă o dată! Mâine vom pleca la campionatele mondiale. Va fi un campionat mondial, să zic așa, de excepție, în sensul că la Montreal și în aceeași sală România a făcut istorie prin Nadia Comăneci, unde a luat primul 10, gimnasta perfectă, va fi și ambasadoarea evenimentului, așa că sper să ne poarte puțin noroc și nouă, sper să concurăm cât putem noi mai bine. Sper să fim sănătoși și să ne întoarcem cu rezultate bune. Și acum că dacă toți suntem aici la Cotroceni, pot să zic și eu așa, încă un lucru cu care mă mândresc, pot să spun că am fost decorat de către toți președinții de după Revoluție, sunteți al patrulea, și mă mândresc cu lucrul acesta și sper să, ca și în continuare să vin aici la Palat cu rezultate bune și să venim, de ce nu cu toți. Mulțumim încă o dată, mulțumim și domnului ministru tineretului și sportului pentru susținere, mulțumim președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Român de asemenea pentru susținere și mulțumim și să ne urați succes!
ce ne mândri cu cei din sport. Încă avem cu cine ne mândri și de asta e bine să-i și încurajăm. Așa am și gândit această ceremonie în seara dinaintea plecării. Sper să fie de bun augur. Domnule președinte, regretați faptul că ați fost la campionatele europene de gimnastică de la Cluj, acolo unde s-a intonat imnul României de două ori, practic? Da, mi-ar fi plăcut să fiu acolo, dar din păcate nu s-a potrivit atunci. Ce credeți că vor face gimnaștii noștri la Montreal, ținând cont de faptul că e o emblemă Montrealul pentru gimnastica românească? Nadia Comăneci este ambasadoarea acestui campionat mondial la Montreal. Eu cred că se vor simți puternic încurajați de performanțele absolut excepționale pe care le-am avut noi la Montreal și sunt convins că vor face o figură foarte bună acolo. Domnule președinte, ca să ne mutăm puțin în sfera politică, dacă ne permiteți. Sunt doi miniștri vizați în dosarul Belina de către DNA, doamnele Șaide și Rovana Plumb. PSD le oferă în continuare susținerea politică celor două doamne. Dumneavoastră, ce părere aveți? Credeți că ar trebui să demisioneze sau cum ar trebui să gestioneze guvernul această situație? Cred că vă amintiți de pozițiile mele pe care le-am avut în ocazii similare și din nefericire au fost câteva astfel de ocazii. Eu vreau să cred că România este o țară care întărește statul de drept. Iar într-un stat de drept, persoane urmărite penal, judecate penal și condamnate penal nu trebuie să fie în conducerea statului. Deci răspunsul direct la întrebarea dumneavoastră, da. Doamnele ministru trebuiau în varianta optimală să demisioneze. A doua variantă acceptabilă trebuiau să fie retrase. Faptul că PSD face scut în jurul doamnelor ministru nu este de bun augur. Aici aș vrea să nu confundăm lucrurile. Nu mă antepronunț prin această afirmație și nu cunosc detaliile din dosar, nici nu este treaba mea. Vorbesc din punct de vedere al președintelui. Îmi doresc foarte mult să avem un guvern care nu este supus unor suspiciuni, un guvern care acționează pentru România și pentru români. Nu știu dacă doamnele sunt vinovate sau nevinovate, nici nu-i treaba mea și nu este nici treaba PSD-ului să stabilească acest lucru, vinovăția se stabilește de către judecători. Iar pentru România, pentru guvern, ar trebui să devină normalitate ca persoane urmărite penal, judecate sau condamnate să nu fie în conducerea statului, să nu fie în guvern. Cum vor privi românii și partenerii noștri un guvern unde două doamne care gestionează fonduri foarte consistente, este vorba de Ministerul Dezvoltării și de Ministerul Fondurilor Europene, dacă aceste două doamne sunt suspectate de acțiuni penale? Nu este bună această evoluție, este păcat că PSD nu a înțeles nimic din repetatele mele apeluri pentru întărirea statului de drept și avertizez că această cale, cu siguranță, nu este cea bună. Domnule președinte, pentru că ați vorbit de judecători, ministrul Justiției a avut astăzi o poziție publică în care spunea că este cunoscut faptul că legalitatea unei hotărâri de guvern sau unui ordin de ministru este verificată de către judecători în contencios administrativ și nu de către procuror, sugerând un posibil abuz. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Domnul ministru Toader a confundat poziția domniei sale de acum cu poziția de profesor universitar sau rector pe care a avut-o înainte. Dacă vorbim pur teoretic, atunci sigur se poate purta o discuție pe competența de contencios administrativ, contencios constituțional și alte chestiuni legate de cine, de ce se ocupă în România. Este adevărat că se poate purta această discuție.
și dacă ar fi să rămânem în zona pur teoretică, sigur, sunt anumite aspecte care pentru mulți sunt interesante și importante. Dar domnul Toader nu este profesor universitar în momentul acesta, ci este ministrul justiției. Ori din poziția de ministru al justiției, dacă a constatat că anumite lucruri nu sunt clarificate bine în justiția românească, nu trebuia să facă afirmații teoretice, ci trebuia să vină cu un act prin care corecta, de exemplu, codul de procedură civilă. Așadar, abordarea domnului ministru mi se pare inadecvată. Dar dacă putem vorbi de abuzuri ale procurorilor, acestea cum ar trebui să se rezolve odată pentru totdeauna? Prin două metode. Una punctuală, care revine CSM-ului, fiindcă CSM-ul este garantul independenței justiției și judecă toate plângerile de acest tip, iar a doua, prin politica în domeniul justiției. Și de asta am spus, domnul ministru, dacă a constatat că ceva nu-i bine reglementat, trebuia să vină cu un act care corectează această lipsă de reglementare. Încă o dată, dacă ea, în părerea domnului ministru, există. Dumneavoastră, ca președinte, aveți încredere în CSM acum, având în vedere ce scandaluri și faptul că este împărțit în două tabere și vedeți măcelul care a fost în ultima perioadă? Da, eu am încredere în CSM, fiindcă aceste discuții arată că există opinii diferite și că ele se discută. Mai rău ar fi fost să nu se discute nimic. În acest context, mai aveți încredere, domnul președinte, având în vedere că au existat, să spunem, diverse zvonuri prin care au fost acuzată șefa DNA de presiuni asupra procurorilor. Mai sunteți mulțumiți în acest moment de activitatea DNA-ului? Da, eu sunt mulțumit de activitatea DNA-ului și dacă există astfel de plângeri, atunci se vor rezolva cu siguranță la CSM. Demersul pe care Laura Codruța Crivești l-a făcut de a se ține inspecția judiciară cu privire la declarațiile pe care le-a făcut ministrul justiției, îl vedeți unul legitim? Nu mă pronunț în această chestiune. Domnule președinte, în urma scandalului din justiție și din servicii secrete, luați în calcul convocarea partidelor parlamentare la o discuție pentru găsirea unei soluții de a ieși din această criză? Cred că ar trebui să detaliați un pic despre ce scandaluri în servicii vorbim. Mă refer de cele din justiție și din servicii secrete. Care nu-mi dau seama exact despre ce scandaluri din servicii vorbiți, dar fiți asigurat că toate procedurile care se referă la serviciile secrete ale României sunt analizate cu maximă responsabilitate și cu profesionalism în CSAT. Deci aici lucrurile stau foarte bine. Faptul că justiția trebuie să suporte anumite abordări din partea unor politicieni influenți, unii judecați penal, alții condamnați penal, alții urmăriți penal, este o situație problematică. Însă această chestiune nu poate fi discutată în CSAT, nu are competență pe reforma în justiție. Personal m-am exprimat față de această intenție a așa zisei reforme a legilor justiției și mi-am exprimat clar opinia că multe puncte de acolo mi se par eronate și abordările greșite. Iar dacă vreți să fiu un pic mai concret, m-aș referi la două chestiuni, fiindcă sunt foarte multe puncte pe care trebuie să le analizeze cei vizați direct, țin de organizarea justiției, dar două lucruri mă îngrijorează foarte mult. Faptul că președintele se propune a fi scos din procedura de numire a procurorilor șefi mi se pare o greșeală fundamentală, fiindcă doar prin prezența președintelui în această procedură România a ajuns să aibă o activitate anticorupție consistentă, recunoscută nu numai european, ci în plan mondial. Și președintele este... și nu vorbesc doar de persoana lui Klaus Iohannis, ci de președintele României, este garantul că lupta anticorupție nu este subjugată politic. A doua chestiune care se dorește
în așa zisa reforma justiției și care mă îngrijorează profund este faptul că se propune ca inspecția judiciară să mai fie subordonată CSM-ului, CSM care conform Constituției garantează independența justiției și să fie subordonată Ministerului Justiției, care este un organism eminamente politic și faptul că actualul ministru nu este membru de partid nu schimbă nimic în principiu. Guvernul este unul politic, format din politicieni și subordonarea inspecției judiciare unui ministru, evident, aduce cu ea riscul unei presiuni politice asupra inspecției judiciare. Considerați că există un atac concentrat la adresa justiției și a instituțiilor din justiție, domnule președinte? Sunt mai multe grupuri, organizații civice care v-au cerut o opinie pe această temă și chiar să cereți opinia Comisiei de la Veneția în anumite chestiuni. Da, Comisia de la Veneția a fost solicitată în anumite chestiuni și va fi în continuare. Și da, pe anumite proceduri este chiar indicat să se ceară opinia Comisiei de la Veneția, doar că această opinie este consultativă și problemele pe care le avem noi trebuie să le rezolvăm tot noi. De aceea este mare nevoie de foarte multă atenție, de dezbatere publică. Nu putem să nu constatăm că de la alegerile parlamentare încoace, un număr impresionant de politicieni influenți se ocupă cu a ataca justiția, procurorii, procedurile din justiție, inducând în populație impresia că justiția nu funcționează. Cu siguranță s-a putut constata foarte ușor că mai mulți din acești politicieni influenți sunt fie condamnați penal, fie sunt în curs de a fi judecați penal, fie sunt urmăriți penal. Și atunci, revin la ce am spus aproximativ acum un an de zile, înainte de alegeri, am atras atenția în repetate rânduri alegătorilor că ar fi foarte grav ca persoane condamnate sau judecate penal, pe care generic i-am numit penali, să ajungă în conducerea statului, fiindcă automat ar apărea o presiune imensă asupra justiției. Iată că acest lucru s-a întâmplat. De aceea este nevoie de o implicare civică maximă, este nevoie ca toți cei care doresc o Românie stat de drept și care doresc o justiție independentă, să se anunțe și să-și spună opinia. Nu doresc prin asta niciun fel să se creeze impresia că vreau să chem oamenii să protesteze sau să apară divergențe majore, dar o societate sănătoasă, și eu îmi doresc o societate sănătoasă pentru România, este obligată să discute public aceste chestiuni, fiindcă ele ne afectează în definitiv pe toți. Domnule președinte, dar sunt și magistrați, judecători, procurori care spun că justiția nu funcționează și arată anumite abuzuri. Dumneavoastră, puteți să fiți un mediator în această problemă? Ați avut vreo discuție cu doamna Chioveș și cu domnul Toader, cu părțile implicate? Evident că am discuții cu toți partenerii instituționali și aceste afirmații pe care tocmai le-am făcut vine exact în sensul rolului de mediator, fiindcă nu doresc tăcere și adoptarea legilor în Parlament de către o majoritate care nu știm exact cum va acționa și cum va evalua aceste proceduri, ci doresc ca toți cei care înțeleg despre ce e vorba să fie implicați în discuție. Dar vedem că inspecția judiciară, de care spuneați și dumneavoastră, nu funcționează în acest moment. Cum se rezolvă? Nu am semnale că nu funcționează. Eu am semnale că există opinii diferite și aceste opinii trebuie clarificate, evident, de cei care sunt chemați să garanteze independența justiției, deci de CSM,
nu de politicieni. Politicienii n-au ce căuta nici măcar cu opinii în inspecția judiciară. Sunt trei miniștri cu probleme în justiție în acest moment. Ați vorbit cu premierul Mihai Tudose pe această speță? Aștept să mă consulte dacă are nevoie de un sfat, de un sfat bun. În cazul lui Sevil Shaide, dumneavoastră aveți pârghii pentru a face ceva? În situația celor două doamne, doamna vicepremier și doamna ministru, deocamdată acțiunile se desfășoară în altă parte. Nu am niciun temei pentru suspendarea acestor doamne ministru și explicația este foarte simplă. În cazul doamnei Shaideh, acuzațiile se referă la cariera domniei sale din calitatea de secretar de stat și aceștia nu vin la mine. Iar în cazul doamnei ministru Plumb, este nevoie prima dată să se ceară urmărirea penală de către Parlament, după care se poate discuta alt curs al acțiunii, dar până atunci nu. De activitatea Parlamentului, ce părere aveți? Astăzi a fost un vot împotriva ministrului delegat pentru relația cu Parlamentul în Comisia Juridică pentru începerea urmăririi penale, iar președintele Camerei Deputaților spune că va vota împotriva începerii urmăririi penale în cazul ministrului Rovana Plumb. Este exact chestiunea pe care am menționat-o din capul locului. Nu politicienii judecă dacă cineva este vinovat sau nu, judecătorii. Iar dacă politicienii fac scut în jurul unei persoane care este acuzată penal, această abordare este pur și simplu eronată. Domnule președinte, pentru că spuneați într-o declarație anterioară că nu comentați cancanuri atunci când a venit vorba de dezvăluirile lui Daniel Dragomir. Dânsul s-a apărat și a spus că a plecat din SRI, iar problemele penale au venit după ce a plecat din SRI, că are probe. Vreau să vă întreb dacă vă pun pe gânduri aceste dezvăluiri, având în vedere că dumneavoastră ați fost de acord cu trecerea în rezervă a generalului Coldea atunci când a fost scandalul cu excursiile plătite de Ghiță și alături de Maier. Altă întrebare? De ce nu credeți da. Că aceste deci m-am referit la aceste chestiuni și n-am de gând să revin. De asta spun altă întrebare. Faptul că liderii Parlamentului sesizează la Curtea Constituțională cel mai probabil un conflict juridic între instituții DNA și Guvern? Sincer, mi se pare că am trasă de păr. Domnule președinte, credeți că acuzațiile acum formulate la adresa șefei DNA afectează în vreun fel imaginea instituției? Eu am lucrat în inspecție, nu în inspecție judiciară, ci în inspecție școlară și cel puțin m-a făcut să stau să mă gândesc un pic ce se întâmplă în sistem. Adică niște procurori sunt eliminați din DNA fiindcă nu și-au făcut treaba. Nu vreau să intru în detalii, poate sunt foarte buni, dar s-a decis că trebuie să își continue activitatea la alte parchete. Ori chiar aceste persoane acum incriminează conducerea instituției de unde au fost trimiși acasă. Parcă totuși este un joc care merge un pic prea departe. În legătură cu Laura Codruța Chioveși și prezența ei la Comisia de Anchetă Parlamentară, care analizează alegerile din 2009, ați spus că aveți încredere în dumneai. Credeți totuși că ar trebui să meargă în Parlament, să lămurească toate discuțiile din spațiul public? Eu nu cred că spețele penale trebuie să se discute în Parlament. Singurul lucru în legătură cu spețele penale care trebuie să se discute în Parlament sunt încuviințările urmărilor penale și acestea ar trebui date. Era vă mulțumesc! Era vizită la Gabriel Oprea din noaptea alegerii. Mulțumesc.